Colțul de rușine nu mai este la modă. În schimbul acestuia, elevilor neastâmpărați li se pune la cale o surpriză, căci Ministerul Educației le pregătește o așa numită sală de reflecție. Aici își vor ispăși pedepsa elevii care nu sunt cuminți și au fost deja atenționați verbal. Cred că dacă se vor aduna toți elevii mai puțin cuminți dintr-o instituție de învățământ, într-o sală, va ieși ceva bun? Nu prea. Pentru că... Din câte știu eu, pe unii colegi, o să iasă un dezastru. Niciun efect, adică o să se întâlnească toți și o să fie și mai zară sau de-astea așa. Adică nu cred că o să aibă un efect bun sau altceva. Să se fac. S-ar putea să facă. Ideea bună? Nu, da? O să vadă. Crezi că va fi eficientă? Nu. De ce? Că nu o să fie. Cu numai de și eu, o să stăm toți în aia și ce o să facem? O să facem și mai rău, nu dai seama. În sala respectivă, aceștia vor fi nevoiți să stea timp de o oră și vor fi supravegheați de profesori. În această perioadă, pedepsiții vor desfășura o activitate suplimentară care va fi stabilită de cel care aplică sancțiunea. Această noutate apare în proiectul de regulament privind organizarea școlilor. Acesta a fost postat pe site-ul Ministerului și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.